Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre scoaterea întregilor din fracție. Haideți să privim cu atenție desenul. Se observă că în imagine avem două pâini și jumătate. Haideți să scriem fracția corespunzătoare. Pentru asta, haideți să împărțim în părți egale. Asta înseamnă că vom împărți aceste pâini întregi în jumătăți și atunci vom avea o jumătate, două jumătăți. 3, 4, 5. Și atunci, fracția corespunzătoare este 5 supra 2. Însă, totodată, putem să observăm că avem două pâini întregi. Asta înseamnă 2 întregi și încă o jumătate, adică fracția 1 supra 2. Și observăm că în felul acesta am scos întregii din fracție. Se consideră fracția APB o fracție supraunitară. Împărțindu-l pe A la B, obținem câtul C și restul R, iar din teorema împărțirii cu rest, noi știm că A este egal cu B ori C plus R. Dacă vom scrie fracția APB sub forma C întregi și RPB unde A este B or C plus R, vom spune că am scos întregii din fracție. Haideți să vedem un exemplu. O brutărie a primit o comandă de pâine și trebuie să calculeze rapid câte pâini vor fi necesare. Scoateți întregii din fracție pentru a ajuta vânzătorul să calculeze mai ușor. Haideți să vedem. Avem prima fracție 3 pe 2. Pentru asta vom face împărțirea numărătorului la numitor. Haideți să vedem ce obținem. 3 împărțit la 2. 2 se cuprinde în 3 o singură dată, pentru că 1 ori 2 este 2. Și acum 3 minus 2 este 1. Asta înseamnă că vom avea restul 1. În concluzie, fracția supraunitară 3 supra 2 este egală cu Câtul de la împărțire reprezintă numărul întregilor, asta înseamnă că avem un întreg, iar restul reprezintă noul numărător, așa că avem 1 supra 2. Și atunci 3 pe 2 înseamnă un întreg și 1 pe 2. Mergem mai departe la 11 pe 4, haideți să facem împărțirea, 11 împărțit la 4, 4 se cuprinde în 11 de două ori, pentru că 2 ori 4 este 8, iar 11 minus 8 va fi 3, asta înseamnă că avem 2 rest 3. Încă o dată, câtul reprezintă numărul întregilor, iar restul este noul numărător. Asta înseamnă că 11 pe 4 va fi egal cu 2 întregi și 3 supra 4. Haideți să vedem acum la 16 supra 5, vom efectua împărțirea. 5 se cuprinde în 16 de 3 ori, pentru că 3 ori 5 este 15, iar 16 minus 15 va fi 1. Asta înseamnă că avem câtul 3 și restul 1. În concluzie, 16 supra 5 va fi egal cu 3 întregi și 1 pe 5. Haideți să mergem mai departe. Determinați numerele ascunse în fiecare caz. Începem cu 57 supra 12 și observăm că trebuie să scoatem întregii din fracție. Haideți să facem împărțirea. 57 împărțit la 12. 12 se cuprinde în 57 de 4 ori, pentru că 4 ori 12 este 48. Și acum haideți să facem scăderea. 7 minus 8 nu se poate, împrumutăm 10, 10 minus 8 va fi 2, iar 2 plus 7 este 9. Am rămas cu 4, 4 minus 4 este egal cu 0. Și atunci am obținut 4 rest 9. În concluzie, numărul care se ascunde este 4. Mergem mai departe. Avem 25 pe 9 și observăm că de data aceasta avem 2 întregi în, fra în fața fracției și trebuie să vedem cât va fi noul numărător. Haideți să facem împărțirea: 25 împărțirea 9. 9 se cuprinde în 25 de 2 ori, pentru că 2 ori 9 este 18. Și acum 5 minus 8 nu se poate, împrumutăm 10. 10 minus 8 este 2, iar 2 plus 5 va fi 7. Din 2 am rămas cu 1, 1 minus 1 este egal cu 0 și atunci am obținut 2 rest 7. Asta înseamnă că numărul care se ascunde este 7 pentru că acesta este noul numărător. Și avem 34 pe 7, observăm că obținem 4 întregi și trebuie să vedem care va fi noul numărător. Pentru asta haideți să facem împărțirea. 34 la 7. 7 se cuprinde în 34 de 4 ori, pentru că 4 ori 7 este 28. Și acum, 4 minus 8 nu se poate, împrumutăm, 10 minus 8 este 2, iar 2 plus 4 va fi, va fi 6. Din 3 am rămas cu 2, 2 minus 2 este egal cu 0. Asta înseamnă că avem 4 rest 6, iar noul numărător este 6. Și în final, știați că cea mai veche pâine a fost făcută în jurul anului 8000 înainte de Hristos în Orientul Mijlociu, dospirea pâinii se făcea cu drojdie de bere, suc de struguri sau tărâțe de grâu înmuiate în vin. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Scoateți întregii din următoarele fracții. 47 pe 5, 69 pe 10 și 29 pe 7. Sper că a fost util clipul de astăzi și nu uitați să reveniți pentru o nouă lecție.